Mulțumesc, Luca Niculescu. Trecem la criticul literar, pentru că Luca a pus accent pe jurnalistul Georges Chalandon, un mare jurnalist al lumii. Iată, trecem la marele romancier, Andreea Răsuceanu. În primul rând, aș vrea să vă mărturisesc, am urmărit cu mare atenție și cu mare curiozitate etapele succesive care au precedat acordarea acestui premiu, întrebându-mă și eu cu tot mai mulți critici în ultima vreme și probabil că o faceți și dumneavoastră, ce anume mai poate astăzi să convingă publicul tânăr. Și l-am întrebat acest lucru chiar ieri pe profesor Chalandon, foarte, foarte curioasă de experiența sa cu tinerii, cu publicul tânăr cu care s-a întâlnit și în Franța, dar și acum în România, și mi-a spus un lucru esențial pe care n-am să-l uit niciodată, că publicul tânăr este de fapt cel mai greu de convins. Nu poți să-l păcălești, votul lor e cel mai important pentru că este adevărat, este sincer și nu știi până în ultimul moment cum vor vota, cu cine vor vota. Lucrul ăsta mi se pare esențial și apoi am început să mă gândesc care ar fi putut fi atumurile acestei cărți, sau mai bine zis, ce anume a convins publicul tânăr, ce anume i-a convins pe studenții cititori din România. În primul rând, cred că e vorba despre vocea autentică, vocea autorială autentică, adevărată. Cu alte cuvinte, se simte că autorul a trăit în mod implicat, în mod direct aceste experiențe. Nu e o voce din off, pur și simplu, care comentează niște evenimente ce s-au petrecut undeva în exteriorul său. Deci e o voce credibilă, verosimilă, adevărată. Iar tinerii sunt cei care au, de fapt, cel mai mult capacitatea de a discerne acest lucru. În al doilea rând, vreau să atrag atenția, pentru că din ce am citit, a avut o mulțime de cronici de întâmpinare, romanul, toți criticii au vorbit despre el, dar n-am văzut să se fi subliniat tehnica narrativă a acestui roman. Eu cred că e un roman, și aici precis o să-mi confirme Doru Mareș din exercițiul traducerii sale, este un roman pe care eu l-aș folosi la un seminar de teoria literaturii, în care să vedem cum se structurează o astfel de carte, cum se creează planurile narrative, cum reușești să ții în priză un cititor tânăr până la sfârșit. Cred că mulți prozatori contemporani ar trebui să învețe acest lucru. Și aș vrea să spun în primul rând că pe parcursul citirii acestui roman am să rezum în două, trei cuvinte subiectul ca să vă dați seama despre ce vorbim. E vorba despre prietenia dintre Georges, un etern student francez, stângist, pro-palestinian, și Samuel Acunis, un regizor grec, evreu, care are un vis să pună în scenă Antigona, nu cea a lui Sofocle, ci a lui Anui, în scenă, la Beirut. Și nu numai atât, visul său este absolut nebunesc, vrea ca toți actorii să fie de etnii, de naționalități, de religii diferite, suniți, șiiți, druzi, caldeeni și așa mai departe, maroniți. Deci un lucru absolut greu de imaginat. Foarte important mi se pare că pe tot parcursul romanului, de fapt, teatrul se împletește în mod imperceptibil, e foarte subtil acest lucru, personajele, adică actorii, ajung să fie numiți pur și simplu cu numele Antigone, al lui Hemon, al lui Creon, deci numele celor din tragedia antică și din piesa lui Anui, și în cele din urmă, însuși romanul devine piesa de teatru. Deci această piesă de teatru, care n-a mai ajuns să fie niciodată pusă în scenă, nici în Grecia, nici la Beirut, este totuși desăvârșită prin roman. Adică romanul devine teatru, la fel cum realitatea devine teatru și teatrul devine realitate, la fel se întâmplă și acest lucru. E foarte subtil, nici măcar nu-ți dai seama, autorul folosește o tehnică narrativă care presupune înlocuirea persoanei întâi, pentru că la început vorbește George, e totul foarte credibil, e o confesiune, un exercițiu confesiv extrem de puternic și de autentic, o să vedeți cu imagini dure, violente, adevărate, pentru că la sfârșit, deși ne-a păstrat cu sufletul la gură și ne-a dat speranța că naratorul va supraviețui, să trece brusc la persoana a treia și să existe un sfârșit tragic. De ce? Și cu asta am să închei. Pentru că tragedia, spune Serge Chalandon, cred că într-una din cele mai frumoase definiții ale tragediei pe care le-am citit, înseamnă
înseamnă desăvârșire, înseamnă abandonarea speranței, care este un sentiment impur, și pur și simplu atingerea unei forme sublime, atunci când, de fapt, îți abandonezi condiția de muritor. Aveam mult mai multe să vă spun, dar o să mă opresc aici cu îndemnul sincer de a citi cartea acestui mare prozator contemporan. Mulțumim foarte mult, Andreea Răzuceanu, sper că v-a convins, pledoaria e excelentă. Să dăm cuvântul pentru un minut și traducătorului Doru Mareș.